Domnule Postică, despre faptul că există anumite semne de întrebare legate de modul în care sunt cheltuiți banii de concurenții electorali din campania electorală de la Bălți, în special de către doamna Tauber, se vorbește de câteva săptămâni bune, încă dinaintea primului tur al alegerilor. De ce a venit atât de târziu această decizie a CEC? Dacă nu greșesc eu și dacă ați fost atenți, asta este deja a doua decizie. Poate că eu n-am fost atentă, dar decizia astfel încât să se ajungă la excluderea din campanie electorală. Tocmai de asta că este deja a doua sancțiune aplicată concurentului electoral în această campanie. Exact pentru aceleași tipuri de încălcări. Pentru utilizarea fondurilor nedeclarate în campanie. Am înțeles. Probabil că ați văzut că există mai multe critici legate de măsura de sancționare, da, aplicată pentru sancțiunea de fapt comisă. Sunt voci care spun că pentru faptul că a depășit plafonul cu vreo 9.500 de lei, oare chiar să cere excluderea din campania electorală a unui candidat nu-i prea mult? Ce, sancțiunea nu știu, până este pe măsura... Instanța de judecată o să decide acest lucru. Noi am făcut o analiză și am pus pe masa instanțelor de judecată toate probele pe care le avem la dispoziție, dar trebuie să pornim de la aceea că concurentul electoral la care vă referiți deja a fost sancționat, inclusiv în primul tur de scrutin, pentru utilizarea fondurilor nedeclarate în campania electorală. Țin să subliniez că pentru utilizarea fondurilor nedeclarate în campania electorală există o sancțiune care duce la anularea înregistrării, poate duce, cer scuze, la anularea înregistrării concurentului electoral. Încă înainte de primul tur de scrutin, Comisia Electorală Centrală a constatat cu certitudine situații de utilizare a fondurilor nedeclarate prin utilizarea schemelor și intermediarilor de către acest concurent și în interesul acestuia la plasarea publicității electorale pe panourile informative din municipiul Bălți, atunci am fost mai toleranți, așa cum sugerați acum, și am aplicat doar sancțiunea cu privire la avertisment. Dar chiar dacă am aplicat o astfel de sancțiune blândă, concurentul electoral a continuat să utilizează fondurile nedeclarate și în speță a implicat colegi de partid, membri de partid, candidați de pe lista de la alegerile parlamentare, care au achitat potrivit datelor prezentate de poliție și agentul economic servicii de alimentație pentru voluntarii, simpatizanții, agitatorii care au fost aduși din alte localități ale Republicii Moldova în municipiul Bălți, cazați la un hotel din municipiul Bălți și respectiv alimentația acolo centralizat. Toate aceste lucruri au fost cumva confirmate. Doar că, aici vreau să fac o remarcă, pentru că în spațiul public au apărut diverse interpretări. Într-adevăr, potrivit agentului economic, au fost livrate produse alimentare, mai bine zis, prânzuri, mic dejun și cină, în sumă de peste 150.000 de lei. Da. Doar că noi am indicat și am considerat ca fiind nedeclarate doar sumele care au fost într-un fel sau altul recunoscute de concurentul electoral. Pentru că concurentul electoral a achitat cazarea și a declarat acest lucru pentru minim 20 de persoane. Și aici iarăși zic minim, pentru că la prima etapă, când noi am început investigațiile încă înainte primului tur de scrutin, a fost prezentat un contract care prevedea servicii de locațiune pentru 20-40 de camere, după care când au văzut că am început cercetările și investigațiile de control financiar, au prezentat un alt contract în care au menționat deja că... Un număr mai mare. Nu, numărul din contra este mai mic pentru a diminua cheltuielile.
Deci doar pentru 20 de locuri de cazare. Și noi în calcul am pus doar cheltuielile nedeclarate pentru aceste 20 de locuri de cazare. Am înțeles. Pentru perioada care și în acest fel am ajuns la suma de 30.000 de lei care nu au fost declarate. Deci, domnul și Postică, utilizate în campanie. Domnule Postică, atunci când se spune că Marina Tabor s-a propus să fie scoasă din campanie electorală pentru faptul că nu a putut să justifice cheltuirea 34.000 de lei și a fost depășit plafonul cheltuielilor cu 9.500 de lei. Nu este adevărat? Deci nu pentru asta se propune excluderea ei din cursă electorală? Dacă ați citit atent hotărârea Comisiei Electorale Centrale, se menționează două fapte. Una, utilizarea fondurilor nedeclarate în valoare de peste 30.000 de lei și doi, în cumul nedeclararea acestor sume de 30.000 de lei duce la depășirea plafonului tuturor cheltuielilor permise de legislație de peste 750.000 de lei. Am citit asta, campanie. Eu vorbeam și de sume. Asta este ambele fapte, atât nedeclararea cât și depășirea plafonului, sunt prevăzute și pot duce la aplicarea sancțiunii cu privire la anularea înregistrării concurentului. Am înțeles. Verificat și alți candidați, verificat și donațiile făcute de cei care au contribuit cu bani pentru concurenții electorali. Eu mi-amintesc bine că și la doamna Tauber erau, e adevărat că la domnul Grigorișe nu am văzut lista cu finanțatorii, dar la doamna Tauber erau mulți educatori, profesori, lucrători auxiliari care făceau donații către 5-7 mii de lei. Asta tot se verifică? Deci eu pot să zic că se verifică nu doar sau sunt supuși controlului financiar, nu doar concurentul electoral a Partidului Politic Șor. Noi până la momentul de față am emis peste 10 hotărâri legate de finanțarea campaniei electorale pe aspectele de supraveghere și control, care sunt două tipuri de hotărâri diferite. Și în mai multe situații au fost aplicate sancțiuni pentru diverși concurenți electorali și bară partide politice. Pentru că cel puțin 3 partide politice, urmare a prestației lor în campania electorală curentă, au fost lipsite de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de zile. Am înțeles. Și da, noi verificăm absolut toate donațiile. Noi am făcut o interpelare pe aceste donații din partea persoanelor fizice și lucruri stranii pe care le-am identificat țin la fel de faptul că cel puțin 20 de donatori, din câte îmi amintesc eu, sau puțin peste 20 de donatori din toată această listă, în ultimii 2 ani de zile au avut venituri mai mici decât donațiile făcute concurentului electoral. Din partea concurentului electoral să ne prezinte documentele primare cu referire la acești donatori și doar astăzi, după ședința de ieri, concurentul electoral a prezentat aceste documente. Deci se vorbiți tot de partidul Șor, da? De același concurent. Cazul, de diferite instanțe, de diferite instituții, de concurenți electorali, pentru că ei sunt conștienți că timpul de campanie este destul de scurt și noi suntem limitați în posibilitățile noastre de control financiar. Am înțeles. 2 întrebări foarte scurte de clarificare. Dacă decide instanța de judecată de a o scoate pe doamna Tauber din campanie electorală, turul 2 va fi și dacă da, cu cine? Eu o să evit să dau răspuns la această întrebare pentru că contează când va fi admisă această hotărâre. Adică? Dacă nu va fi admisă până duminică? În cauza Partidului Politic Noi, la care noi în această campanie electorală am solicitat anularea înregistrării înainte de timp turul 1 de scrutin, decizia definitivă și irrevocabilă a instanței de judecată a venit tocmai după turul 1 de scrutin. Și atunci dacă doamna Tauber participă la alegeri și le câștigă și după asta spune instanța de judecată,
admite solicitarea dumneavoastră, nu o să aibă cetățenii aceeași senzație pe care au avut-o, ați văzut că acum se face o paralelă cu ce s-a întâmplat în 2018, că le-a fost furat votul, că de fapt ei au votat pentru un candidat, dar politicul a scos din campanie electorală și au anulat niște alegeri. Eu cred că este incorrect să facem o paralelă cu situația din 2018, pentru că în situația din 2018 urma să fie aplicată o sancțiune contravențională, dar a fost aplicată o sancțiune electorală după ce s-a finisat scrutin. În situația noastră este cu totul altă speță. Este prevăzută sancțiunea electorală pentru abatere comisă, din punctul nostru de vedere, a Comisiei Electorale Centrale de către concurentul electoral vizat și ea a fost aplicată pe parcursul campaniei electorale, nu după finisarea acesteia. Am înțeles. Prieteni, dacă vreți să fiți la curent cu știrile, emisiunile Draci și alte produse TV8, abonați-vă pe canalul nostru de YouTube, TV8.